Și i-am spus la femeia aceea, vreau să mă faceți blondă. Și cu pozii cu Laura Cosoi goală în Playboy. Sprâncenele sunt absolut deplorabile, dar puțin la noi, la Suceava, încă n-avea nimeni poza asta. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou clip aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să ne distrăm, o să ne uităm la poze cu mine de mai de mult și o să comentăm împreună, o să vă uitați și voi cu ocazia asta. În principiu sunt foarte multe greșeli legate de make-up, dar erau alte vremuri, învățăm, ajungem și acolo. Un mic reminder, dacă vă place clipul și dacă vă place ce fac aici, puteți vă abonați sau să lăsați un comentariu sau un like și mă găsiți pe TikTok, pe Twitch și pe Instagram. Aveți link-urile în descriere. Bun. Și hai să începem. Începem cu această superbă poză. Era din 2018, deci relativ recent. Am fost foarte mândră de poza asta când am scos-o, mi s-a părut absolut dumnezeiască. Mi se părea că am cea mai tare poză din univers. Acum, uitându-mă la dânsa, s-a ieșit frumos și ochii și arată frumos buzele. Nu avem nimic în buze, nici acum nu am, momentan, dar părea că am. Ah, uitați-vă puțin ce sprâncene avem. Am avut o lungă perioadă de timp când mi-am făcut sprâncenele cât degetul. Efectiv, nu, cât degetul mare. Dar eram drăguț. Și părea că am șuvieță deschisă, dar nu aveam, era de la lumină. Dar da, vai sprâncenele. După care trecem la această poză de când eram în clasa a 12-a sau clasa a 11-a, 2015, nici nu mai știu, 29 iulie 2015, cred că eram în clasa a 11-a. Mă făcusem blondă la noi în sat. Deci m-am dus la noi în sat și i-am spus la femeia aceea, vreau să mă faceți blondă. Într-o oră am ieșit portocalii, m-am făcut cu șampon înmulțător Kalos până când, dacă facem așa cu părul, să crăpa în două. Dar această poză mi-a plăcut foarte mult, arată frumos ochii, sprâncenele sunt absolut deplorabile, dar am avut nevoie să trecem prin asta ca să ne învățăm să ne facem sprâncenele. Acum presupun că suntem mult mai bine. Dar da, fain părul. Și drept, mi l-au frecat. Aveam un păr chiar drăguț, dar m-am dus în sat și mi-am pus decolorant și am stat o oră cu dânsul și când după aceea m-a spălat pe cap și mi-a făcut niște bucle, fără niciun fel de nuanțator, fără niciun fel de protecție termică, n-am văzut să mai ieși la sat. Și a ieșit această operă. Am fost foarte mândră de părul meu blond și l-am avut, da, în clasa 11-a m-am făcut și în prima an de facultate abia mi s-a dus tot aici jos. I-am spus că vreau să-mi fac doar vârfurile și femeia mi l-a făcut de aici, așa. Da, nu mai contează. Adică nu a fost așa de rău pe vremea aceea. Aveam și eu zero pretenții la păr. Trecem mai departe la această absolut operă de artă. Nu mai știu unde făcusem poza. Cred că luasem eu niște reviste și văzusem eu niște poze. Da, văzusem eu niște poze pe Tumblr, pe nu mai știu ce, cu fundal de sunt de pe reviste în spate. Și efectiv are vibe de WC din fundul curții cu poze cu Laura Cosoi goală în Playboy. Da, cred că da, uite acum îmi duc aminte, am rupt eu din niște reviste de astea de modă și mi-am lipit cu scoci de dulap sau de perete și mi-am făcut această poză ca și cum înțelegeam ce se întâmplă. Să știți că ochelarii erau a bunicii, deci efectiv nu am văzut nimic, deci nu vedeam absolut nimic. Erau, na, ochelari de baba, vă dați seama. Și am vrut să fac acest tip de poză când mă uitam și se vedeau așa ochelari. Era foarte fashion pe atunci treaba asta, deci era top tier în materie de fashion. Cel puțin la noi, la Suceava, încă n-avea nimeni poza asta. Atunci am făcut-o eu, are 246 de like-uri. După care continuăm cu această poză de când eram în liceu. Este făcută cu aparatul Profi de o colegă care făcea un fir de păr pe față, mă gândesc. De o colegă care făcea poze pe atunci cu aparatul și era foarte cool considerată, deși făcea efectiv doar poze. Dar uitați-vă, vă rog foarte mult posing-ul, unghiile, ciocatele, de aceea se purtau atunci. Părul, băi, aveam un chil de păr în cap. Acum îmi pare rău că nu mai am acest păr. Acum chiar am really trying to, you know, să-l am din nou și nu-l mai am. Dar această poză este inspirată de când mă uitam la Next Top Model by Cătălin Botezatu și credeam că arăt exact ca ele. Deci asemănările în capul meu erau absolut izbitoare cu cum arăta mea această poză. Sigur că da, veșnica bluză cu trenă la spate, așa se purta pe atunci, cu blugi și aceste ciocate, absolut. Eram în clasa 9 aici, 2014. Clasa 10 sau clasa 9, cred că era mai degrabă în clasa 9, nici nu mai știu. Dar mi-a plăcut foarte mult poza asta. Deci tot ce a ieșit aici, mi s-a părut acum 8 ani! Jesus! Da, asta suntem. Mi s-a părut cea mai bună poză din univers când a ieșit.
După care trecem la acest colaj de poze făcute cu retrica. Cu retrica oare era o aplicație de asta pe laptop, pe calculator și îți face poză cu camera de la laptop, că atunci aveam laptop. Și a ieșit acest colaj absolut mirific, deci mai rar. Absolut, să găsești așa ceva, vă rog eu mult. Am fost foarte mândră din nou sprâncenele. Nu eram așa machiată, aveam buzele făcute și sprâncenele. Foarte urâte și sprâncenele, dar v-am spus, avem nevoie să greșim ca să învățăm. De acum 8 ani și asta. După care avem o poză mai recentă, din 2019. Aici... e așa de rău, gen arată foarte rău capul așa pe parte, nu știu ce am considerat eu că așa trebuie să facem pozele. Așa am făcut-o eu de fapt, mi-am făcut poza asta la geam și mi-au editat-o cei din Nexus, că practic este o poză, cum să spun. I-am rugat eu să-mi facă de asta că sunt live și mă găsesc pe Twitch să-mi facă grafica la poză sau cum se cheamă. Și era pe vremea în care îmi rădeam sprâncenele de la jumate, sau nu ajunsesem atunci, o să vă caut atunci alte poze. Dar arăta bine pielea pe față, chiar so far so good. Eu nici acum n-am așa pielea de faină pe față. Chiar am fost săptămâna trecută și mi-am făcut, de asta m-am înțapat, că na. Și ultima, dar nu cea din urmă, această poză, foarte porno, am considerat-o tot timpul. Deci vă rog eu foarte mult, în primul rând această poză am făcut-o în efectiv tâțele goale, pentru că mi-eșau din acea bluză, nu știu ce era. Deci eu pozam în tâțele goale, dar nu se vedea, așa aveam mătania la mână. Da, mi se părea că sunt absolut divină, deși vă rog eu mult, deci aveam eyelinerul albastru făcut jos, era ceva. Se vedea într-un fel sprânceana, se vedea într-un fel eyelinerul de pe conjunctivă, se vedea într-un fel glosul. Acest machiaj, nu mai știu unde îl văzusem, dar mi l-am făcut eu cu paletele de la Makeup Atelier Paris și am zis că rup acum, rup. Eu nu arătam bine în realitate, efectiv doar în unghiul ăsta arăta bine machiajul, să știți. Dar chiar poza nu e așa rea, dar da, era făcută în țâțele goale. Mă iubesc, superb. Dacă v-a plăcut acest videoclip, asigurați-vă că vă arătați dragostea față de el. Nu uitați că pe mine mă găsiți în fiecare seară live pe Twitch, mă găsiți în fiecare zi, postez pe TikTok și sunt foarte activă pe Instagram, postez reel-uri, poze pe story, chestii amuzante, să ne hilizăm împreună. Cam astea sunt eu, cam astea sunt pozele cu mine. Asta este partea întâi. Dacă merge bine, facem și partea a doua, că mai avem material. Dar nu le dau acum pe toate. Mua! Vă pup! Vă mulțumesc foarte mult pentru tort, să fiți sănătoși, să vă meargă din plin și să ne vedem cu bine până data viitoare!